Te salut în lumea informaticii. Hai să explorezi! În acest material vom învăța cum putem calcula în blocli suprafața totală locuibilă a unui apartament. Vom citi de la tastatură numărul camerelor, vom defini o structură repetitivă cu un număr cunoscut de pași și în cadrul fiecărui pas al acestei structuri vom citi dimensiunile unei camere, înălțimea și lățimea sa. Vom calcula area camerei și o vom adăuga la S, care la începutul programului va avea valoarea 0. În final, după cei N pași ai algoritmului, S va conține mărimea suprafeței totale locuibile. Definiția pentru suprafața locuibilă este următoarea. Suprafața locuibilă este reprezentată doar de camerele din locuință, respectiv camere de zi și dormitoare, fără a lua în calcul niciuna dintre celelalte încăperi și nici balcoanele ori logiile. Să vedem un exemplu simplu. În imaginea alăturată avem planul unei mici locuințe cu 3 camere care pot fi considerate ca făcând parte din suprafața locuibilă. Conform definiției, suprafața identificată cu punctele D, E, J și I, adică baia, să zicem, nu se ia în considerare. Putem observa că zona definită de punctele E, F, G, H, L, K și J nu este dreptunghiulară, dar suprafața sa se poate calcula ca o sumă de două suprafețe dreptunghiulare, EFLKJ plus FGHL. Având în vedere toate acestea, vom considera că numărul suprafețelor de prelucrat este N egal 4. Să construim programul Blockly care calculează mărimea suprafeței locuibile. Pentru început, definim variabilele S, H, L și N. Mai definim o variabilă notată cu I pentru a urmări numărul de ordine al camerei a cărei date se prelucrează la un moment dat. Setăm valoarea inițială a variabilelor S și I, apoi citim valoarea variabilei N de la tastatură utilizând 3 puzzle-uri. Set N to, prompt for number with message, pentru că N va fi un număr, și textul N egal. Definim structura repetitivă cu N pași. Repeat N times do. În cadrul fiecărui pas, adică în cadrul fiecărui ciclu al structurii repetitive, efectuăm următoarele. Afișăm valoarea lui I ca să știm a câta cameră se prelucrează. Citim valorile H și L, respectiv lățimea și lungimea camerei. Se adaugă la S produsul H ori L și se mărește I cu 1 pentru a trece la următorul pas, cu această nouă valoare. În final, se afișează valoarea totală a suprafeței locuibile, adică valoarea variabilei S. Pentru asta utilizăm 4 puzzle-uri, puzzle-ul print, apoi puzzle-ul create text with cu 2 componente. Prima componentă va fi puzzle-ul text, suprafața totală locuibilă în metri pătrați este, iar al doilea puzzle va fi, de fapt, valoarea variabilei S. Iată cum arată programul în Blockly.
și alăturat aveți și varianta acestui program în limbajul de programare Python. Să rulăm acest program în Blockly utilizând datele din imaginea prezentată. În primul rând, n va fi 4, pentru că, deși sunt doar 3 camere, am împărțit în două zone dreptunghiulare prima cameră. Deci, datele camerei numărul 1 sunt, de fapt, datele referitoare la zona marcată cu punctele E, L, K, J. Aceasta are lățimea de 4 metri și lungimea de 2 metri. Următoarea zonă este cea marcată cu punctele F, G, H, L. Are lățimea de 2,7 metri. Aveți grijă cum puneți punctul decimal. Și lungimea de 0,8 metri. Apoi urmează camera marcată cu punctele G, B, C, H cu lățimea de 2,7 metri și lungimea de 3,2 metri și ultima cameră, cea definită de punctele A, D, F, B, are lățimea de 2,8 metri și lungimea de 4 metri. Avem afișat rezultatul obținut. Suprafața totală locuibilă este de 30 de metri pătrați. Temă propusă. Reproduceți acest program și utilizați-l pentru a calcula suprafața locuibilă a apartamentului vostru. Calculați area totală a tuturor încăperilor, deci inclusiv a holurilor, balcoanelor, băilor, etc. și modificați programul astfel ca să puteți afișa toate datele. Suprafața totală, suprafața locuibilă și diferența dintre cele două suprafețe. Succes!